primesc mințe de la proprie, că vă vedem de la și alte, și stă să-mi viață. Adevărat că nu era. Sigur că da, ai învățat lecția. Bun, cu drag venim aici. Nu stăm pe gândul, punem de la treabă. Așadar, ce faci să subiect? Subiectul de pentru evaluarea anuală. Da. Să punem și dată. Azi în 27. Da, 04. Și începem cu geometrie, subiectul 3. Așa. Deci, pies 3. Geometrie. Geometrie. Vă propun un lucru. Haideți să schimbăm comportamentul și să vă molicesc de modul în care îl abordeze subiectul. Deci, încredere în noi. Eu nu știu de fiecare dată, observați, am făcut reuna subiectele, așa, la prima citire. Nu știu ce problemă, dar sunt sigur că trebuie să o fac. Mai ales mă și filmez. Și nu se pot, nu se pot trage duble, nu se pot face. Aici, acum, plus. Iată, 27-a 4-a 2017, va rămâne pentru generații de rând. Nu. Dar asta, cum noi facem subiectul de acum, de astăzi. De aceea, vă propun pe rând, și la comanda mea aveți intrare în subiect. Așa. Am avut una. Da. Nu s-a audit? Nu știu eu, dacă nu înțeleg sau nu s-a audit de domnul. S-a audit. Sunt. Așa, nu, nu am închis eu. Are dreptate. Are dreptate, da. Da, da. Mă sun și pe mine. Spune, te rog frumos. Da, da, da. Am vrea să vorbesc. Așa, acum să vede. S-a audit și stupina și matematica, zice, și noi. Nu, acum nu am mișcat. Se vede stupina, zice. Nu se mai vede. Acum se vede, zice. Așa. Acum e tot ok, da? Bine, bine, hai să bucă. Uitați-vă, sunt comod. Trebuie să trec de pe... Și vreau să vă zic că de la comanda mea veți intra în subiect. Poftim, dă drumul la treabă. Prima problemă, în ipoteză, un ornament de Crăciun din ciocolată, în formă de trunchi de piramidă triunghiulară regulată, A, B, C, A, B, C, B, C, B, C, B. Deci piramide, da? Da, A, B, C. A, B, C. A, B. Păi nu-i piramide, A, B, C, 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 B, C. Când zic ABC, trebuie să fie un vârf la piramidă. Da? Să trebuie cu prisma. Prisma, da. O prisma... Triunghiulară regulată. Prisma... Triunghiulară... Regulată. Ce spune asta? Atunci îmi spune asta, dacă e o prisma... triunghiulară regulată. Că o bază este un triunghi echilateral. Baza un triunghi echilateral. Poate conotat-o greșit și piramidă. O să vedem. O să vedem din context. Are de ambalaj marcate punctele O și O prim. Așa. Deci are de ambalaj punctele O și O prim. Deci O și O prim, care sunt centrele de greutate ale bazelor ABC, respectiv A prim, B prim, C prim. Deci O, centru de greutate. Da? Centru de greutate. Pentru ABC, pentru ABC și O prim, centru de greutate pentru triunghiul A prim, B prim, C prim. Ce înseamnă centru de greutate? În timp ce scriam, mă gândeam acum, ce-o fi centru de greutate? Intersecția medianelor. Chiar așa. Și acest punct este cum? Pe fiecare din mediane situată de runde. La o treime de bază și două treime de vârf. Corect. Intersecția mediatoarelor, dacă se filmează, intersecția mediatoarelor, la... ce mi indică? Eruna? Intersecția mediatoarelor. Hai să ne gândim ce este mediatoarea. Plecăm de acolo. De periculare cu mijloc. Pe mijloc unui segment. Ce calitate au punctele din mediatoare? De capete. La egală distanță de capetele segmentului. Și acum, mediatoarea unui latur.
și pe mediatoarea celelalte. Să înțeles că așa este într-un punct O. O, acela e prima mediatoare, aici ce calitate are față de cele două. Hai să facem triunghi ca să nu vorbim de zeros. Deci A, B, C. Da? Deci se dă triunghiul ABC. Și când zic mediatoarea unui, mediatoarea unei laturi, unui segment, înseamnă perpendiculară pe mijloc. Da? Și apoi perpendiculară și pe celălalt mijloc. Ele se întâlnesc într-un punct O. Ce calitate are acest punct? Fiind miruna pe prima mediatoare. Punctul O este la egală distanță și de C și de B. Tot el, fiind pe cealaltă mediatoare, e la egală distanță de și de cine? Și de A, și de C, și de A. Și de A și de C. Iată-l pe O la egală distanță de C, B și A. Ei, și dacă la egală distanță de... E rază în cercul care trece prin... Prin triunghi. Prin vârfurile. Da. Da? Prin vârfurile triunghi. Și cum se numește cercul ăsta? Centrul cercului circumscris. Deci este centrul cercului circumscris. Iată clar, da? Vă dați așa, descurc. Ne-am amintit chestia asta, n-am citit problema, dar... Apropo de felul în care mintea mea s-a declanșat o serie din... s-au declanșat o serie de întrebări. Deci, intersecția medială, liniuță, intersecția medialilor, liniuță. Ce mi indică? Centrul e greutate, sigur că da. Deci intersecția medială, centrul e greutate. De desubt. Intersecția, acum, a cui? Mediatoarelor, intersecția mediatoarelor, liniuță. Centrul cercului, hai, vorbește-te. Centrul cercului, circumscris. Așa, centrul cercului, circumscris. Intersecția bisectoarelor. Centrul cercului, înscris. Da? Centrul cercului, înscris. Pentru că, motivul, de ce Mirona este adevărat? Pentru că... Eu oricâi, acum... Ducându-l o bisectoare, hai să-l punem, ducem bisectoarea unghiului A. Ce știm despre bisectoarea unghiului? Când împarte unghiul în două unghiuri. De acord? Și mai știm o proprietate foarte importantă. Și fiecare punct de pe bisectoare este la egală distanță de capetele... De latul de unghiului. De latul. De latul de unghiul. Adică, dacă eu punctul ăsta îndată și duc perpendicular A, deci punctul E și aduc de perpendicular A, M1, și duc și pe cealaltă, M2. Iată, pot dovedi că triunghiul A, M1, M A, M2. Cele două triunghiuri sunt ce fel de triunghiuri? Drepturghice și chiar o să pot arăta că sunt congruente. Ce părere aveți? Cele două triunghiuri, oare sunt congruente? De ce motiv? Pentru că e unghiul M1 A e dreptunghic și A e dreptunghic. Da, asta da. Și M1 A e congruent cu M A M2. Adică unghiul a fost împărțit în două unghiuri congruente și nu este suficient. Mă mie era, Miruna. A e latură comună. A e latură comună. Deci, în cazul de concurență, știut, ipotenuză, unghi. Altfel spus, suntem în cazul unghi, latură și unghi. Pentru că asta vine cu ăsta urgent. Câte vreme să mă unghiul într-un triunghi este 100 de grade, e clar, da? Ei bine, dragilor, vreau să ținem minte aceste lucruri. Dacă ne clare intersecția bisectoarelor este nu știu ce, putem rata problema. Dar dacă gândim așa, bisectoarea are calitatea aceea, că toate punctele de, mai fac o parte în două, toate punctele de bisectoare sunt la egală distanță. Dacă eu un alt grup și duc pe cercul înscris. Asta era. Pentru că duc și bisectoarea cealaltă, Miruna, și atunci punctul acela
este pe prima bisectoare la egalizanță de latură acestea, este și pe bisectoarea asta la egalizanță de latură acestea, atunci iată cum punctul acela e la egală distanță. Și dacă așa stau lucrurile, înseamnă că va fi centrul cercului înscris în triunghi, tangent fiind chiar în punctele acelea în care sau de aici duc perpendiculare. Pentru că știu, eu, totdeauna raza e perpendiculară pe tangentă în punctul de tangență. Deci acolo unde am dus eu din punctul acela, din s-au întâlnit bisectoarele și duc perpendiculare, distanțele acelea fiind egale, toate trei, sunt raze, de fapt, în cercul cercului scris. Și când duc cercul, el va fi tangent chiar în punctele acelea. Chiar în punctele unde au picat picioarele perpendiculare duse pe la altul, da? Am spus și intersecția bisectoarelor, indică centrul cercului înscris, da? Și, altceva, intersecția înălțimilor, ortocentru. Intersecția înălțimilor, ortocentru. Unde folosim noi foarte des intersecția înălțimilor? Foarte des. Anul trecut am folosit diverse probleme. Să aflăm că o dreaptă este perpendiculară pe un plan. Nu pe un plan. Pe o dreaptă, altă dreaptă. Când noi am lucrat în geometria plană, n-am avut în spațiu, da? Deci când ai de arătat cumva, uite așa, cu anumită dreaptă perpendiculară pe o alta, atunci tu vrei să te duci într-un triunghi, celelalte două să fie fost două înălțimi duse din contextul problemei, și atunci a treia care trece mai acolo tot înălțime, ăsta este modul în care, sau dacă varianta foarte des utilizată pentru arătată pentru realitate. A doua de. A, B, 8. A, B, avem în pătrânare. A, B, de la 8. A prin de prin 6 cm. A prin de prin de la 6 cm. Se poate așa? A, B. Nu. Într-o prismă nu e posibil așa ceva. Atunci ar trebui să fie un trunchi de piramidă. Dar nu e trunchi de piramidă, într-adevăr, pentru că după aia vrea... A, dar așa sunt piramide, adică... În formă de trunchi de piramidă. Trunchi de piramidă, gata. Trunchi de piramidă, trunchi. Ne-am dat seama când am văzut că avei 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 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 și o oprim 4 cm. Da, trebuie de trebuie. Și iar o oprim de 4 cm. Iată, acestea sunt lucrurile pe care le avem în clipa asta. Calculați. Concluzie. Aria suprafeției ambalajului ornamentului. Aria suprafeției ambalajului. Da, așa zice că ornamentul e în formă de trunchi piramidă. O secundă? Nu zice. Da, da. Un ornament de Crăciun din ciocolată în formă de trunchi piramidă. Așa. Da, aici zice, arăta, aria suprafeției ambalajului ornamentului. Ornamentul e în formă de trunchi piramidă. Da. Sigur că da. Întrebarea este, ce arie ceria? Facem mai din figură și apoi vedem. Are tot arie laterală. Asta a fost întrebarea. Are laterală sau totală? Total, da? Pentru că și acolo este acoperișit partea de sus și de sub loc, din capul fiind făcut, asta trebuie să înțelegem. Deci area totală de capul cine? B. Cel mai general. Volumul piramidei din care provine ornamentul de ciocolată. Deci volumul piramidei, adică ar fi vorba de V, A, B, C. Da? V, volumului V, ABC cu V, piramida din care a produs. ABC fiind baza de jos. O să facem figură. Și da, ce? Și la ce? Distanța de la punctul oprim la planul B, C, C prim. Distanța de la oprim la... La B, C, C prim. B, C, C prim. Da. Distanța de la oprim la planul B, C, C prim. Facem repede figura. Deci o să vedem un trunchi de piramidă, cum o să gândesc, o să facem mai întâi piramida din care provine, nu?
Și când tăie contract paralel și atunci o să fie foarte clar. Așa, A. A, B, C și o intersecția medianelor coeficientul de greutate. Am ridicat V și punem pe V cu A, B, C, V, V. Nu se vede asta din spate. Da? Iată, avem O punctul de intersecție al medianelor. Și acum, cu un plan paralel cu masa, unde tai vârful și ceea ce obținem va fi A prim, B prim, C prim. O să desenăm patru plane trunchiul. El trebuie să ne... El urma din acum. Și O prim este aici. Așa. Și asta se vede. Și așa ceva. Deci așa arată de piramidă. O, O prim. Să vedem, știm că AB este de 8, A prim, B prim de 6, O prim este de 4, ne trebuie area totală. Cu cine este egal area totală? A trunchiului piramidei. A trunchiului piramidei. Da. E 3 ori trapeziei ambalajului ornamentului. Da. E 3 ori area la A prim, B prim, AB plus de 2 ori area bază. Corect. De două ori are fazii? Nu, o bază și o bază. Păi fiecare bată în parte. Că nu se gane. Nu se gane. Așa, da. Deci mare a tot este egal cu de trei ori. Poate sunt trapezele astea toate de aceeași arii? Da. Sigur? Da. Că bază într-unghi echilateral. Bază într-unghi echilateral. Și atunci unghiul acesta și-a obligat chiar în centru de greutate, important lucru, da? Și atunci putem spune fără... nu puteam să spunem că a picat în ortocentru triunghiului? Da, pe corunde. Adică? Și la intrezea psicloarele, la intrezea neagră în centru de greutate. Dar fiind triunghi echilateral... Puteam spune, da. Puteam spune și centru de... centru cercului scris. Ar fost puncte diferite? Nu. Același punct este. Orice centru de greutate, de ce? Pentru că într-un triunghi lateral, toate linii importante, median, mediatoare, bisectoare și înălțimi, toate sunt egale, același lucru. Nu? Asta e motivul. Așa. Bun. Area totală este egală cu de 3 ori area. Zic minuna A, B, A prim, B prim, A prim, B prim, plus aria lui ABC. Triunghiului A, B, C și plus A, aria triunghiului A prim, B prim, C prim. Ne ocupăm de area unui singur trapez. Te rog, Maria, să văd, să vedem cum facem. Să aflăm area unui singur. Avem un trapez să știm în care știm bazele. Luăm-o departe, da? Deci avem un trapez care știm față, ok? Deci e vorba de A, B, A prim, B prim. Asta e de 6 și respectiv 8. Sunt perpendiculare, nu? Adi, e bine? Ce fac? Da. M și N. Cât este AM? 1 AM. 1, da? 1, pentru că toate este de 8. 6, da. 6 și a rămas 1 și 1. Bun.
Cu ce mai știm? Mai știm, oprim pe prim, știm, o oprim și mai știm și o un alt oprim. Poate? Da. O oprim, paralel, ce? Nu știu. Trebuie să, trebuie să fim siguri că o facem, da? Să vedem cum. Ne trebuie neapărat a prim M, da? Înălțimea trapez. Adică înălțimea trapez ce ar fi de fapt? Înălțimea din aprim anul. Da, dar ce este pentru trunchi de piramidă înălțimea? Apotema. Apotema trunchiului. Apotema. Așa se numește, da? Apotema. Apotema trunchiului de piramidă. Cum să o găsim? Hai să vedem. Eu o găsim sigur. Nu degeaba de o oprim. Nu degeaba. Să facem teorema lui Pitagora. Cum? În B prim, B n. B prim, B n. B prim, B n. Dar nu știi pe asta. Da. Nu știi pe asta, la pământia. Nu degeaba ne dă oprim o. Maria, tu bă, ce părere ai? Apotema, care e așa, poate fi cât asta? Mă, facem o construcție. Unde? Cum? Deci fie M prim, din locul B prim, C prim. M prim, B prim, C prim. Să prim, prim, da. M prim. Și acolo B, C, M, din locul B, C. Din locul B, B, C. Da, și mai facem... Și... Și acum mă prima alea. Mă prim cu mă. Așa, mai din mă... Ce este mă prim mă în momentul ăsta? Trapeze. Este chiar apotema. Chiar apotema. Și unde să mă duc? Ca să o... O mă... Mă prim... O prim. Mă prim, mă prim mă. Da. Asta e. Deci luăm deoparte ce este figura asta? Trapez. Un trapez de carne. Retrunghi. Deci notăm O, O prim, și iată, așa arată, M prim, M, și, în clipa asta, O prim, O știm că este cât, în problemă este 4, O prim, M prim, dacă aș ști eu, O prim, M prim. O prim, mă prim, m-ar interesa, sau? Ducem în triunghiul A prim, M prim, B. A prim, M prim. B. Îl aflăm pe A prim, M. A prim, M prim, B. B prim. B prim, da. Da, îl aflăm pe A prim, M prim. Adică ăsta e un triunghi echilateral, nu? Da. Așa, hai să luăm deoparte. Triunghiul ăsta echilateral. E vorba de A prim, B prim, A prim, B prim, C prim. A prim, B prim, C prim. Avem A prim, M, median, înălțimii, bisectoare, orice. Orice vrem noi. Îl aflăm pe A prim, M. A prim, M prim. A prim, M prim, da. Avem un coeficient de greutate. Care la o trim de bază, două de vârf. Ăla, O prim, M prim. Cum este unghiul ăsta de aici obligatoriu? De 90. Sigur că da. Și O prim, M prim, o să fie de... Deci la mine nu este așa, din ce motiv crezi tu? Când am luat trimit lateral. Da? Mm-hmm. Și atunci, de ce am ieșit? Deci aici este M prim. Coeficientul de greutate și centrul de lateral, două trei de vârf și două de bază și avem că O prim, M prim o să fie A prim, M prim pe trei. Deci să aflăm de A prim, M prim. Atunci să aflăm de A prim, M prim. A prim, M prim, M prim, așa. Înălțimea, știați de o formulă, sau dacă nu? Pitagora o facem. Asta e de cât? De L? Asta e cât de 2 acum, trebuie să gândească ce formulă. De acord, dar să mergem cu, să vedeți formula L, L pe 2 și atunci am prins. A prim, M prim, este egal cu L pătrat, adică prin L pătrat, minus L pătrat pe 4, de acord, L pe 2, care face radical din, Maria, radical din. Nu? Deci nu e
vrei să locuiești și eu vreau să mă duc până la capăt. 3,2 la 4. Și care înseamnă, iată, scoatem pe L pe 2 factori. L radical din 3 pe 2. No? Asta este a prim, e prim. Așadar, acum spun a prim, e prim. A prim, e prim, e ca 6 radical din 3 pe 2. 3 radical din 3. Și dacă știi pe a prim, e prim, cât va fi o prim, o prim, e prim. O prim, e prim. Cât este? O prim, e prim. Adică de aici, de partea o știam. O prim, pe 3. Pe o prim. Păi cât? Da. Pe 3. Deci egal cu... Egal de 3. O prim, egal cu a prim. A prim, e prim. Supra 3. Și face radical din 3. Bun. Cât va fi OM? Ne trebuie OM? Păi, ne trebuie și OM. Am aici. Păi OM nu trebuie, asta e de mare. OM e a 3, AM pe 3. Deci OM este egal cu AM pe 3. Care AM egal cu 8 radical din 3 pe 2, 4 radical din 3 pe 3. Deci 8 radical din 3 pe 2 și supra 3, ori 1 pe 3, care face 4 radical din 3 pe 3. Da? 4 radical din 3 pe 3. 4 radical din 3 pe 3 este OM. Ei, știu și pe asta. 4 radical din 3 pe 3. El la a doua radical din 3. Cum? El la a doua radical din 3. Nu e radical din 3, pentru că tot face fundul, cum se forma. Nu poate fi el la a doua. Hai să vedem când e el la a doua. Deci, deci este metru pătrat. Și nu poate fi măsurat lungimea cu unitate de măsură în metru la a doua. Ăsta e motivul. De ce vă tot invit să faceți tot felul de asocieri ca să nu vă spicați în păcatul acela acolo. Iată cum ai zis tu acum. Când el pătrat radical din 3 pe 2, știai că ceva cu aria, poate, la triunghi echilateral, nu știu ce, și era pe 4. Vezi cum ne joacă feste. Deci de aceea, spui, e lungime. Lungimea cu ce unitate de măsură? Cu metru. Nu? Poate să fie la a doua. Exclus. Așadar, știu pe asta de 4, știu pe asta radical din 3. Duc perpendicular aici, nu? Așa, să notăm cu cine cu R de 4 fiind în A. Și acum... Ai 4. Așa. Deci ne trebuie în primul, nu? A, da. Radical din 3. Deci vom spune, în triunghiul mă prim, iar, iar... Avem ce? Iar, iar, este cât? Iar, iar, mă rog. Miruna este pe care? Este 4. E, M, R. Hai, este 2 radical din 3 cu 3. Deci din 4 radical din 3 cu 3, este 1 radical din 3. Deci 3 radical din 3 pe 3. Amplificăm cu 3 acolo. Da. Deci hai să scrie. El este egal cu 4 radical din 3 pe 3 minus radical din 3. Amplificăm cu 3 și la urmă radical din 3 pe 3. Face 4 minus 3, deci vine radical din 3 pe 3. Și dacă știm pe ieri, e... Știm și pe ieri, e prim ieri. E 4. E primul ieri, egal cu 4. Și atunci de aici va ieși că e prim ieri, adevăr, ne știi? E prim ieri, egal cu radical din rândul pătrat, adică 16. Ba nu, ba nu, nu e 16. E 3 pe... 9. Deci și 16, intră și 16. Mă prim iar, da? Da. 16 plus 3 pe 9, adică 1 pe 3. Plus 1 pe 3. Și e cam se pare, cu radical din... Egal cu radical din... 48 și 1, 49, 7 pe radical din 3. 7 7 radical din 3, totul pe 3. Iată, am aflat pe apotema. E mai
iemen prim este apotema sau înălțimea trapezului respectiv. Da? Și acum zicem, area trapezului AB a prim pe prim, da? Zicem area trapezului AB a prim pe prim. Nu, prim, o scriu de nou. Trebuie cu bază. Da, o să... Eu să văd de-a valorile, da? Da, da. Nu știu ei. Da, da. Hai zice, care era bază, ori în bază mare plus bază mică, ori în înălțimea pe doi. Adică? Adică 8, 8 plus 6, ori 7 radical din 3 pe 3. 7 radical din 3 pe 3. Pe 2. Supra 2. Și egal la ea cu? Și egal cu 14 ori... Nu, egal cu 7 ori 7 radical din 3 pe 3. 8 cu 6, 14 pe 2, 7, nu? 7 ori 7, dacă vrei, 49 radical din 3, supra 3. Atât vreme, da? 49 radical din 3 pe 3 este area unui singur trapez. Și acum am mulțit. Și acum area totală. Area totală. Va fi ca la spus voi, parte din 3 ori. 3 ori, asta poate să urmă ori din 3 pe 3. 3 ori 49 radical din 3 pe 3. Plus, area nu a ducât, dar e la 2 radical din 3 pe 4. Așa, e pătrat radical din 3 pe 4, adică... 64, radical din 3 pe 4, și plus, cealaltă? 36 radical din 3 pe 4. 36 radical din 3 pe 4. Și dăm mai departe, 3 cu 3 simplificăm și facem 49 radical din 3 plus. Hai simplificăm și acolo. 64 cu 4. 100 pe 4. 64 și cu, sau 100 radical din 3 pe 4 și facem încălzată. 25 radical din 3. Da? 64 cu 300 s-au făcut 100, poți da 4 s-au făcut 25. Și în total facem suma, Maria face... Și egal cu 76 radical din 3. Ce să spun aici? Nu știu în ce au fost dat, în centimetri. Atunci zic aici centimetri. Pătrați. Ce reprezintă asta? Area totală a ambalajului. Hai să vedem încă o dată că nu... Cum să spun? Trebuie să rămânem cu câte ceva de aici. Unde ați avut dificultăți? Unde să recunoaștem? Trebuie să spunem. Unde am avut dificultăți? La construcția la primul primul. Asta e. Deci, când a fost vorba să aflăm în apotema, aici am avut dificultăți. Pentru că nu căutați să prindeți toată ipoteza. Nu degeaba s-a dat o opri. Așa, dacă uitați un trapez cu baza mare și baza mică, nu aveți nicio șansă. Neapărat trebuia să ne ducem în oprim, o, m, m prim, în trapezul ăsta, dreptunghic, în care știm de o oprim. Aici, autorul, când ne spune că e o... Eu n-aș fi zis centru de greutate, ca să nu trimit direct. Eu aș, zis, aș fi spus că H, H prim. Adică ortocentru. Unde O și O prim sunt ortocentru respectiv al lui ABC și de ce? Pentru că la ortocentru nu-ți mai merge treaba cu o treime din bază, două treime din vârf. Tu trebuia să te întorci și spui, băi, fiind triunghi echilateral, ortocentru este și centru de greutate și centru ce am scris și ce am scris. Și atunci centru de greutate, e vorba de centru de greutate, la o treime de bază și la o treime de vârf. Da? Deci, el este drăguț, autorul spune. O și O prim sunt, sunt centru de greutate, ca să se atragă atent. Verifică ce aici. Dacă știți că e intersecția medianelor. Dar puteam să nu știm. Fii drăguț de la drag și... Putea să lase centrul cercului scris, cercul scris, ortocentru, fără să vă ducă la centrul de greutate, care vă obligă spre mediane,
Și atunci mediane sunt de toate și înălțim și mediatoare și sectoare, dar fiind mediane, calitatea o treime de bază și două treime de vârf. O aflăm pe toată, luăm două treimi, o treime din fiecare și iată-ne trapezul ăsta de tunghic și iată cum am aflat pe el, pe în final, asta era o tema de a avea nevoie de aflarea unui singur trapez. Deci ea suma arilor și amândurilor de 4 ori. Bun. Mergem mai departe. Să vedem volumul piramidei din care provine trunchiul. Adică are totala asta că am făcut acum, a fost piramidea mică acolo. Deci, atenție, Miron. Vă rog să urmăriți și voi ce spune Mirona. Deci, am vorbit de volumul piramidei. Păi volumul piramidei, așa se zice. Aflat volumul trunchiului, sunt volumul piramidei. Și așa putem face. Dar cu tot toate, nu? Dar cu cine calculăm? Are bază, înălțime, asupra 3. Asta e. Asta zicem. Deci volumul piramidei, volumul piramidei, cărei piramidei, VABC, VABC, cu calcoade, cu area bază, area bază, area triunghiului. Area triunghiului ABC. Așa. Ori o oprim. Ori o oprim. Ori o oprim. Ori o oprim. Ori o. Așa, fără o... Vezi că... Cine nu știu eu? Alea trebuie că eu știu. Nu. Pentru o. Să vedem cu apă. Pentru unde eu văd la... Ducem perpendicularea din V pe R. Literul meu ta, adică dacă este ceva teorema asemănării. Să te tac, bă. Pe acolo ești, dar precis vreau să facem așa. În triunghiul V-A-R. V-A-R. R cine este? Referindu-mă la triunghiul V-A-O. V-A-O. Deci în triunghiul V-A-O. Da, avem A-O paralel cu... A-O e paralel cu... A prin Q. Parcă acolo sau eu? A prim O prim. Așa. Și facem la coate. Așa. Teorema fundamentală chiar. Chiar teorema fundamentală. Deci, a, hai să luăm deoparte să vedem și mai clar. Deci să vedem acest triunghi, ce fel de triunghi este asta. Triunghi, drept triunghi. Da? V, A, O. E triunghi, triunghi, O. V, A, O. O. A. Și aici, O prim. Și asta. Da? Da. Și avem așa, noi îl știm pe A prim. A prim, o știu? Cât o să dăm trei prim. Care? A prim. A prim, nu știm cât e. A, prim, am așa aflat. Zii cât e. 7 radical din 3 pe 3. Nu ne-am aflat. A prim, mă chiar n-am aflat. Mă văd o să mă văd că nu știu ce prim. Dar de ce te-ai dus repede pe A prim? Ca să am teorema fundamentală, nu? Păi V, O, M, ca calculat, nu te-a calculat acum și vreau, vreau să scriu la coarte, deci nu ne-am dat noi seama. Deci triunghiul V, A prim, O prim, este asemenea cu triunghiul mare. Da. Deci cum A prim, O prim, e paralelă cu A, O, rezultă că triunghiul, teorema fundamentală seama, ai? O paralelă dusă formează un triunghi asemenea cu cel mare. Mm-hmm. Triunghiul VAB, VAB este asemenea cu triunghiul VA'O'. VA'O'. Și să scriem la coartele. VA supra VB supra VAB supra B. Și V-A. Pe A, V-A prim. V-A supra V-A prim. V-A supra V-A prim. Egal cu V-B. Dar nu V-O. Da. V-O. Da. O. V-A-O. Da. V-O.
Supra V8. Și A8 atunci. Și? Și A8, sub. A? O. A8. Da. V8 supra... V8 supra V8', corect. V8'. Egal. A8 supra prim oprim. A8 supra prim oprim. La care din șir o să te reapați să mă opresc? La ultimele două. Ultimele două ori lumea. Asta e. Și nu o să avea să bată capul cu vâra și vâra. Dar să nu prea primit ultimul, dar nu lăsăm în făcea. Dar de ce te-ai oprit aici? De ce credeți s-a oprit el la... Avem și... Avem pe vâra, știm. Pe facem rapate, știm. A oprit, nu știm. Păi asta, de ce s-a oprit aici? Păi o anulăm pe A, o aflăm de pe A prim. Cât este A? Am zis doar, e de două ori o prim ce prim. De două ori A, o, nu, A, o, de două ori O, M. A, O. A, O, de două ori O, M. Și pe O, M am aflat-o. Da. Și nu puteam trecem în V, O, M? În V, O... Mă, plășneam și pe O, cât de așa, dar știam mai mult. Sigur că suntem aici. Deodată. Când deodată, așa deodată. Dacă ei m-au dus acolo, știți bine. Și precizarea făcută de tine, ea este foarte corectă. Pentru că o prim în prim este de așa făcut de mai înainte. O trăime. Acum trebuie să luăm de două ori. De două ori, aceeași două ori. Pentru ea, ca să o educăm. Da, 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 foarte bine. Dar, în final, valoarea raportului de aici, care e 2 treimi, nu? 2 pe 3 din toate, și 2 pe 3 din toate, mă duce spre cine? Spre A prim B prim supra A B, în final, din raportul acela. Și atunci, VO supra VO prim, VO supra VO prim, egal cu... VO supra... VO supra VO prim egală cu... A, O. Cât e A, O? Ai, bine, ține de două ori, mă. Păi vedeți cât e de două ori, mă. VO supra VO prim... De două ori, mă. E 4 radical din 3 pe 3. O, nu e 4 radical din 3 pe 3. De ori 2, e 8 radical din 3 pe 3. 8 radical din 3 pe 3. Da. Deci egal cu? 8 radical din 3 pe 3. 8 radical din 3 pe 3. Și A prim o prim? A prim o prim? Da. De două ori o prim e prim, nu? 2 radical din 3. Da. 2 radical din 3. Supra? 2 radical din 3. 2 radical din 3. Și cât faci aici? Raportul ăsta este egal cu 8 pe 6, nu? Radical 3, radical 3. 8 pe 6. Adică asta v-am atras atenția, că trebuie să spuneți 8 pe 6. Da, mai simplificăm, Unde? Aici s-a simplificat. 4 pe 6, dar am vrut să mă opresc aici. Prin secționarea cu un plan paralel. Trebuie să înțelegeți că toate elementele sunt proporționale. Adică raportul dintre cum ați spus voi aici, o prim, e prim, pe O, e egal cu A prim, B prim, supra A. Corect. Și egal cu VA prim, supra VA. Da? Toate sunt proporționale datorită secțiunilor respective. Dar și atunci este 8 pe 6. VO pe VO prim, egal cu 8 pe 6. Că putem simplifica. 4 pe 6. Așadar, voi scrie că VO supra VO prim egal cu 4 pe 3. Cum continui deci? Cum aflu eu pe VO când trebuie VO? VO este egal cu VO prim plus